În această dimineață o să discutăm despre importanța contractului de vânzare-cumpărare. Nu vorbim doar de imobil, vorbim de toate bunurile, care sunt clauzele esențiale a unui contract și care sunt riscurile acestuia. Iar detalii ne va oferi invitata noastră, notara Viorica Nagacevski. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vreau mai întâi de toate să ne spuneți cât de important este să citim minuțios contractul și care sunt elementele cheie, clauzele de bază la care trebuie să atragem atenție. Ca de obicei, latinii mai înainte de toate spuneau dura lex sed lex, dură e lege, dar e lege. Deci fiecare solicitant care vine în fața unui notar e neapărat și este chiar și obligatoriu să citească, în afară de faptul că noi dăm anumite întrebări pentru ca să vedem dacă contractul întrunește toate clauzele care părțile și le-au dorit să le găsească în acest contract și doar după asta, la dorința lor, ei pot să citească singuri acest contract, după care să semneze contractul. Fără doar și poate că notarul, în postura lui, va face lumină în toate articolele care sunt indicate în acest contract, pentru că legea aplicabilă a unui contract în Republica Moldova guvernează codul civil. Așa că noi nu suntem în afara oricăror clauze pe care clienții nu și le-au dorit să le vadă în contract. Nu, din contra, tot ceea ce își doresc, pentru că este un contract civil consensual în care două părți s-au angajat în drepturi și obligații să le respecte. Așa, totuși de regulă cel mai frecvent apar acolo întrebări, chestiuțe, disensiuni la clauzele astea cu litigii. Ce ar trebui să specificăm? Ce ar trebui să facem noi astfel încât să ne protejăm dreptul de proprietate în urma semnării acestui contract? Cu siguranță, un contract de vânzare, cumpărare, spre exemplu, a unui bun de locuit, fără doar și poate că noi vom menționa dreptul de proprietate în baza căruia vânzătorul a dobândit acest drept de proprietate, care sunt actele care dovedesc acest lucru, după care vor fi prețul contractului în care se indică neapărat în lei, dacă doresc, și echivalentul în altă valută, momentul transmiterii banilor și în ce mod va fi numerar sau prin virament. Asta este o clauză foarte importantă într-un contract de vânzare-cumpărare, momentul, deoarece acest moment s-a făcut până la semnarea contractului sau se efectuează după semnarea contractului. Și iarăși, că după semnarea contractului, poate că vânzătorul, dacă încă nu și-a primit banii, dar a semnat acest contract, ar putea să instituie o clauză de inalienabilitate sau, va zic, o clauză prin care el mai rămâne încă vânzător sau proprietar provizoriu. La fel, deci noi insistăm ca părțile să cunoască situația tehnică și juridică a bunului, verificând dacă ceea ce este vizibil în apartament nu are careva defecte ascunse sau defecte deschise, dacă chiar și sunt, care sunt ajustările pe care clienții și le-au dorit să fie puse în contract sau separat printr-un acord, totodată în momentul transmiterii cheilor la apartament sau la casă, pentru că din acest moment el deja devine acel solicitant al acestui act juridic în care poate intra liber în această locuință, ori vânzătorul își lasă o săptămână, două pentru eliberarea acestor spații, pentru că atunci când faci contractul, te gândești în câteva zile, săptămâni sau luni să-ți cauți o altă locuință și atunci el solicită un termen prin care să-și ia lucrurile ca să le poată muta în alt bun. Totodată, dacă persoana, cumpărătorul, este căsătorit, noi deja deodată indicăm că el este într-o relație legală cu altcineva și dreptul de proprietate, dacă nu s-a solicitat o altă cotă parte, va fi în indiviziune cu celălalt soț. Adică vor face devălmășie. Da, da. Facem o gospodărie comună. La fel, neapărat este că un contract de vânzare, cumpărare a unor bunuri, de exemplu a unor bunuri de locuit sau de nelocuit, se înregistrează la cadastru în termen de 3 luni de zile și în cazul apariților litigiilor.
noi neapărat spunem acest lucru, ele pot fi soluționate pe calea amiabilă, în cazul când această cale amiabilă nu există, doar prin instanțele de judecat, ceea ce nu este de dorit. Cu siguranță, de asta și trebuie să comunicăm eficient și toate aceste lucruri trebuie să fie specificate foarte clar și exhaustiv în contractul de vânzare-cumpărare. Ați menționat dumneavoastră că un aspect super important este și prețul. Da. Aici însă intervin alte probleme. Fiecare dintre noi încearcă să-și pună deoparte niște bănuți, mai primește anumite plăți de peste hotare, ne mai ajută rudele, mai împrumutăm din stânga-dreapta. Cum rămâne cu justificarea banilor sau cum argumentăm proveniența acestora? Da, să știți că asta este cea mai solicitată problemă care se vrea fi soluționată de către cumpărător, pentru că el vine în fața noastră cu întrebarea cum să-și probeze banii. Din 2017, când a fost adoptată legea cu privire la combaterea și prevenirea spălării banilor, notarul are deja o sarcină de a adăuga actele care probează proveniența banilor legali. Este unul din riscurile în care contractul poate fi supus suspiciunii, pentru că de multe ori sub asemenea clauze sau sub asemenea situații se spală anumiți bani și nu este unicul risc. Nu este unicul risc, poate fi de câteva ori în perioade scurte de timp vândut unul și același apartament și iarăși este un risc de spălare de bani. Ori vă zic că proveniența banilor vin din țări neprietenoase sau unde offshore? Da, offshore sau unde vă zic că există riscul de corupție destul de înalt. Așa. Deci noi avem foarte multe categorii din care noi îl verificăm. Așa. Dar dacă revenim la problema, deci de a aproba proveniența banilor, să știți că astăzi nu poți încheia un contract de vânzare-cumpărare fără a dovedi de unde sunt acești bani. Și problema cea mai mare este tocmai de la cei care lucrează la negru sau lucrează la plic. Ori asta este una din acele situații când noi încercăm cumva să ajustăm legislația corectă în Republica Moldova, pentru ca fiecare, cel care primește banul, să fie un ban legal. Mai există și alte riscuri ale contractului vânzare-cumpărare? Sigur că există riscul geografic când persoane străine intenționează să procure într-un anumit, de exemplu, în Republica Moldova, venit de peste hotare, fără a justifica care este scopul economic sau pentru ce cauze, vă zic că el își procură aici un bun imobil sau vă zic că sunt trusturi mari sau companii care, fără ca să dovedească proveniența banilor, cum au ajuns ei în Republica Moldova, procură anumite bunuri care, iarăși, nejustificând care este scopul economic. Sigur că mai sunt alte și riscuri când el este o persoană expusă politic și nu poate justifica, iarăși, cum a ajuns la el suma de bani, oricare este scopul acestor tranzacții pe care dânsul își solicită, sau când tranzacția este la un preț mai jos de prețul de piață și la limita de raportare, da? mai jos de 200 de mii. Iată, aceste riscuri sunt deja destul de valabile pentru a califica o tranzacție suspectă. Și o ultimă întrebare, am putea considera cele recipise de împrumut drept o justificare, orba? Recepisele sunt probe pentru judecată și nici de cum probe pentru legale notar. Pentru notar. Deci asta ar trebui să fie foarte clar, pentru că multă lume încearcă să-și argumenteze o anumită sumă de bani prin anumite recepise sau acte. Pentru notar ele nu sunt valabile. Așa, foarte bine de punctat. Doamna Nagaceschi, vă mulțumim din toată inima. Ne-ați făcut lumină în acest domeniu și revenim cu îndemnul către dumneavoastră. Fiți foarte prudenți și precauți atunci când mergeți să semnați un document și să nu vă fie rușine să întrebați.